Teatrul Municipal Turda va primi un sprijin financiar din partea Consiliului Județean Cluj pentru realizarea celei de-a doua ediții a festivalului de teatru intitulat Teatru pe drumul sării, organizat cu ocazia împlinirii a 65 de ani de existență neîntreruptă a instituției teatrale din municipiul de pe Arieș. Suma de 10.000 de ron a fost aprobată de Consiliul Județean Cluj prin hotărârea numărul 226 din 25 iunie 2013, privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 350.000 de lei aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Cluj la capitolul 67.02 Recreere Acțiuni de Cultură. În hotărâre se stipulează că decontarea cheltuielilor se face în baza contractului de cofinanțare încheiat între autoritatea cofinanțatoare și beneficiar, precum și a documentelor fiscale emise în anul 2013. Conform managerului Teatrului Municipal Turda, actrița Narcisa Pintea, banii sunt bineveniți urmând a fi folosiți în organizarea evenimentului ce va avea loc în perioada 16-18 septembrie 2013. La festival vor fi prezente nume de primă mărime ale scenei românești, actor, regizor, scenograf recunoscuți în România și nu numai. Ediția de anul trecut a Festivalului de Teatru și Arte Performative Teatru pe drumul sării, care a fost și ediția inaugurală a acestui prim festival de gen de la Turda, s-a bucurat de un succes imens, sala de spectacole a Teatrului Municipal fiind plină la fiecare spectacol. Profesorul de sport, care este cel mai bun tenismen turdean din ultima vreme, a cucerit în doar câteva săptămâni titlul de campion național la tenis de câmp, atât la simplu cât și la dublu, unde a făcut pereche cu Aurel Pârjol. A câștigat un alt turneu de tenis cu largă participare, atât la simplu cât și la dublu, în cadrul aceleiași perechi, și nu mai departe de vreo două luni a luat bronzul la campionatele europene de tenis de câmp la aceeași categorie de vârstă. Cu toate că, prin munca și entuziasmul său tineresc, a făcut să se vorbească despre Turda în țară, dar și în străinătate, Petru Santeiu nu a primit niciun sprijin de la autoritățile locale. Dar iată ce spune tenismenul despre relația sa cu cei care decid cine primește bani și cine nu. La Comisia de Sport am cerut bani pentru astea două turnee, primarul mi-a promis și viceprimarul că săptămâna viitoare îmi decontează, nu mi-a dat niciun ban. Cu totul că am adus 4 titluri în 2 săptămâni. Să sperăm că îmi dă bani și pentru Barcelona, spune Santeiu, un sportiv care, chiar dacă a trecut de 60 de ani, se luptă cu mari consumatori de bani ca echipele de fotbal și handbal pe cont propriu, deși, conform afirmațiilor sale, nu este ușor să participi la turnee prin Europa pe banii tăi.